noi nu construim acum un proiect nou. Ce încercăm să facem este să punem la un loc aceste eforturi izolate, deoarece nu vă spun niciun secret. Criza de față pe care o vedeți în România și care insuflă toată această lipsă de speranță, greu de înțeles la o țară care totuși a reușit un succes istoric și e membru Uniunii Europeană, nu se datorează altei cauze decât proastei guvernări. Eu când am plecat din această țară acum 3 ani, era o țară de succes. Acum este o țară falită, vorbim după falimentul acestei țări. Și oricine va veni la guvernare, peste un an sau peste doi, va trebui să se ocupe în primul rând de acest faliment. Deci, ca să spun așa, e foarte târziu pentru această încercare de unificare, dar trebuie să o facem.